Spuneam că e a doua noapte cea mai lungă, doar pentru că astăzi ne-am întâlnit în cadrul unui moment foarte special pentru instituțiile care au activități de cercetare științifică. Astăzi celebrăm Noaptea Europeană a Cercetătorilor, care se organizează în fiecare an, în ultima zi de vineri a lunii septembrie. Este un eveniment complex derulat la nivel european, la țările europene, un eveniment care își propune să, care are deja o îndelungată tradiție și care își propune, e bine să știți acest lucru, își propune să apropie tinerii, să familiarizeze tinerii, să-i apropie de ceea ce înseamnă munca de cercetare științifică în diversele domenii pe care ea le are în vedere. Adică cercetarea științifică este implicită, este obligatorie, este implicită în toate domeniile vieții omului, vieții sociale, dacă vreți. Și pentru că noi suntem alături de Centrul de Cercetări Biologice din Gibou, Grădina Botanică, noi suntem instituția care avem în atribuții cercetarea științifică și avem în activitate această zonă, în activitatea de zi cu zi, sigur că e de datoria noastră să organizăm activități care să marcheze acest moment și care să își propună acest lucru, să apropie tinerii, să familiarizeze tinerii, să învețe, să le arate ce înseamnă munca de cercetare științifică într-o anumită măsură, un fel de ABC, bineînțeles, pentru că nu e posibil decât în decursul unei vieți să înveți într-adevăr ce înseamnă cercetarea științifică, dar într-o mică măsură să existe câteva elemente introductive sau o scurtă familiarizare cu ceea ce înseamnă cercetarea științifică. Sigur că nu ne putem asuma domeniile pe care noi nu le avem în activitate sau nu avem specialiști asupra lor. De aceea munca noastră, proiectul pe care îl derulăm, echipajele pe care o să le vedeți, sunt structurate, sunt organizate în funcție de domeniile specifice instituției muzeale și ele vor fi prezentate pe rând. Ne bucurăm să fi putut derula munca de documentare și de cercetare în decursul anului, pentru că e bine de știut nu doar voluntarii care au fost implicați în echipaje, ci și voi ceilalți care ar trebui să-i susțineți astăzi și să-i aplaudați pentru că au depus niște eforturi importante. E bine de știut că munca de documentare s-a desfășurat de-a lungul anului, au fost întâlniri cu mentorii, cu specialiștii muzeului, care au coordonat echipajele de cercetare, întâlniri care au presupus într-o primă fază familiarizarea cu domeniul în sine, cu metodologia de cercetare, întâlniri care au avut loc la nivelul muzeului, pentru ca apoi să se deruleze etapa de cercetare propriu-zisă, cercetare de teren, și cercetare de laborator în condițiile în care vorbim de echipajul de restaurare. Așa că merită toate aprecierile voastre pentru ceea ce veți vedea că au reușit să facă. Nu e chiar foarte, foarte simplu și nu e simplu nici prezentarea rezultatelor, adică ceea ce se întâmplă astăzi aici. Nu e simplu să vorbești în fața unei săli pline. Va trebui să-i susținem și să-i încurajăm. Oricum, eu vreau să, de la bun început, să mulțumesc celor care au fost implicați, tinerilor care au fost implicați în echipaje, colegilor mei care i-au coordonat,
Și vreau să mai mulțumesc pentru că e important, îl avem astăzi aici pe domnul inspector general Gheorghe Bancea, e importantă prezența domnului inspector general pentru că e o garanție a faptului că vom avea tot sprijinul instituției pe care o reprezintă în continuarea proiectului. Lucrurile bine făcute sunt cele care au continuitate. Această modalitate de a celebra Noaptea Cercetătorilor Europeni, specificul acestui proiect prin adresarea către tineri, se întâmplă la muzeul nostru de vreo 2-3 ani și dorim să continuăm în această formulă pentru că credem noi că așa este cea mai utilă modalitate de a apropia tinerii de ce înseamnă până la urmă munca unui muzeu, mai ales în partea de cercetare științifică. Și cine știe, înțeleg că am avut deja situații de voluntari care în urma prezenței lor la muzeu, implicării în activitățile muzeului, în partea de susținere a activităților muzeului, au ales deja o carieră, sunt pe drumul unei cariere influențată de ceea ce a învățat la muzeu. Noi sperăm că și dintre cei care sunteți astăzi, cei care au fost în anii trecuți sau vor veni în anii viitori, vor fi tineri care să aleagă această fascinantă muncă, munca de cercetare științifică, pentru că ceea ce e bine de știut e o muncă în care mereu ești provocat, te confrunți de foarte multe ori cu ineditul, nu prea ai timp să te plictisești niciodată și, într-adevăr, trebuie să fii mereu racordat la ultimele cercetări, la ultimele informații, la ultimele studii care există asupra zonei, domeniului de cercetare. Cred că cea mai importantă parte, nu cred, sunt absolut convinsă, este partea de prezentare a rezultatelor cercetărilor și o să trec direct în zona de echipaje care vor veni în fața voastră și ne vor arăta ce au reușit să facă pe tematicile pe care și pe domeniile pe care și le-au ales. Și o să începem cu echipajul de arheologie. Am să-l invit pe colegul nostru, domnul Horea Pop, care a fost mentorul echipajului, care este cercetător științific la Muzeul din Zalău, să prezintă echipajul. Aș vrea doar să fac o singură mențiune. Dacă în anii trecuți am funcționat cu echipaje formate din aceeași școală, anul acesta, și pentru mine e o bucurie și e un lucru important, echipajele sunt formate din tineri din diverse instituții școlare, licee, și e important pentru că e bine să facilităm și această interacțiune între tineri care nu vin neapărat din aceeași clasă, din aceeași instituție școlară. E important, cum spuneam. Horea, te rog frumos să prezinți echipajul. Salutare tuturor! N-aș vrea să fac o prezentare foarte stereotipă, ci aș da drumul la prezentare, ca pe urmă să intervin și cu alte, să zicem, comentarii și aprecieri. Bă, dar mă știți ce e arheologie? Nu. De ce nu merge să-l întreba pe Hora? Mă putea. Ideea e bună. Ce-i cu voi pe aici? Nu ne explici nouă ce e arheologia asta? Care-i treaba cu ea? Vă explic eu ce arheologie. Vă dau eu arheologie. One eternity later.
acest job, să zicem așa, și, bineînțeles, fiind un grup foarte heterogen, provenind de la multe instituții, de la 4 instituții de liceu din Zalău, normal că n-a fost foarte simplu pentru ei și, bineînțeles, în cele 12 întâlniri pe care le-am avut cu ei între februarie și iulie, i-am cărat pe dealuri, pe câmpii, pe văi, prin păduri, i-am băgat în oroaie, în praf, i-am ținut în frig sau în soare, asta nu mai știu, și ceea ce s-a ales de ei sau cu ce s-au ales ei, veți vedea în cele ce urmează. Bună ziua, stimată audiență, vă rog să ne scuzați, dar acum am ajuns de pe șantier. E foarte frumos, nu ne înțelegeți greșit, dar chiar nu mai putem. Totuși, nu am venit aici să ne voicărim. A venit să împărtășim cu voi magia arheologiei. Poate vă întrebați în ce constă domeniul arheologiei. Păi, nu e deloc ca în Indiana Jones. Arheologia este studiul activităților umane în trecut și se realizează prin recuperarea și analiza culturii materiale și datelor de mediu pe care le-au lăsat în urmă, care includ artefacte, arhitectură și peisajele culturale, deoarece arheologia are o gamă. Da, deci se vede că vă plictisim, așa că încercăm altfel. Pentru noi, arheologia înseamnă muncă grea, dar și distracție. Descoperirea unor lucruri de care ne pasă sau nu știam până acum. Conectarea noastră cu trecutul și înțelegerea lui în profunzime. Și înțelegerea procesului de cercetare arheologică. De la studiul terenului. La perigheze, adică cercetări de teren. La săpături de diagnostic. La săpături arheologice în adevăratul sens al cuvântului. Până la evidența, conservarea, restaurarea, depozitarea și expunerea dispozițiilor. Dar stați, noi tot batem aici din gură, dar hai să le spunem oamenilor despre ce vorbim. Studiul de teren, perigheza, constă în identificarea unui nou sit arheologic. Perigheza constă și în delimitarea sitului prin căutarea și obținerea a cât mai multor materiale arheologice și studiul dispersei acestora în teren. Săpătura de diagnostic este realizată prin sondaje de diferite dimensiuni pentru a verifica dacă zona are într-adevăr potențial arheologic. Săpăturile arheologice de amploare pot fi fie preventive sau sistematice. Cele preventive se derulează pentru salvarea vestigiilor afectate de construcții, drumuri sau alte amenajări, pe când săpăturile sistematice sunt realizate cu scopul de a cerceta un sit pentru descoperirea artefactelor și pentru cât mai multe informații privind cronologia și elementele sale constitutive. Piesele descoperite trebuie într-un proces de conservare, spălare, curățire și alte chestii. Și dacă este cazul, și restaurare sau reconstruire. Depinde. Evidența artefactelor se face prin inventarierea acestora. Ele sunt fotografiate, desenate, analizate și publicate în reviste de specialitate sau cărți. Depozitarea acestora se realizează în cutii pe raft în spațiu de depozitare ale muzeului nostru. Periodic este verificată starea lor de conservare, iar unele artefacte sunt selectate pentru expoziții temporare destinate publicului, precum voi. În concluzie, arheologia ne-a ajutat să înțelegem mai bine trecutul sălașului, explorând zone precum Zalău, Hericlean, Bădăcin și Stârciu. Dar de asemenea, ne-a oferit oportunitatea să legăm prietenii strânse și să cunoaștem oameni și specialiști deosebiți. De asemenea, să mâncăm preparate de neegalat la gazde primitoare. Noi am fost grupul de arheologie. Vă mulțumim pentru atenție!
pentru că realmente ne-au încântat, cel puțin pe mine, da, ca manieră de prezentare. E o mică formă de apreciere și de recunoaștere pentru echipaj, pentru membrii echipajului, câte o diplomă, un certificat, de fapt, de participare la programul nostru, cu mențiunea că ele vor fi importante la dosarele voastre în momentul în care veți urma cealaltă etapă educațională. Așa că începem. Începem cu mentorul. Da. Bun. Începem cu mentorul pe care l-ați văzut, Horea Pop, care v-a spus cum e cu arheologia. Felicitări, domnule coleg! Eu am să acord diplomele tocmai ca să fiți mai bine puși în valoare. Așa. Și avem Maria Drjan. Eliza Matei. Gabriel Zaharia. Sebastian Sabo. Bravo, Sebastian. Și Bogdan Mureșan. Oh, da. Felicitări! Vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult maniera voastră de prezentare, cu atât mai mult cu cât acest domeniu este un domeniu care teoretic pare puțin mai greu accesibil, mai arid, mai tehnic, așa, cu un limbaj foarte specializat. Ați reușit să transmiteți, într-adevăr, să păstrați oarecum rigoarea științifică, dar să transmiteți într-o formă mai ușurică, mai accesibilă, mai atractivă și mai pentru vârsta voastră minima informație despre ce este arheologia. Eu am reținut partea cu că e complicat în teren, că e greu, dar și mâncăm uneori bine la cei care, pe la care ajungem. Felicitări! Eu vă știu din activitățile de voluntariat de la muzeu, dar pentru mine este încă o dată o ilustrare, o confirmare a faptului că sunteți importanți pentru noi și că munciți. Atunci când e caz, o faceți la modul foarte serios. Mulțumesc! Știu. Vă puteți retrage așa, în glorie. O să continuăm cu un alt echipaj, dar pentru că mentorul echipajului de entomologie, aș fi curioasă să știu câți dintre noi cunosc termenul, este zona de, hai să spunem, știință sau, mă rog, domeniu care se ocupă așa mai accesibil de fluturi și gândaci, spunem noi când vrem să fim așa mai accesibil, tocmai în virtutea faptului că muzeul nostru are o colecție impresionantă pe care nu o puteți vedea acum, dar sper eu că de la anul viitor va putea fi vizitată. Și având această colecție, avem și specialiști care se ocupă de ea și avem și tineri care au făcut sau sunt prezenți în evenimentul nostru de astăzi cu o cercetare legată de sau pe domeniul acesta entomologie. Dar pentru că mentorul Diana Horvat, colega noastră, nu este aici, ci este la București la un curs de specializare, îmi revine mie onoarea și bucuria de a prezenta echipajul și de a susține din tot sufletul, pentru că știu ce important e să fie mentorul alături de echipaj, dar am să susțin eu echipajul de entomologie. Și am să le invit pe Rebecca de la Colegiul Național Silvania, Edida de la Colegiul Tehnic Alessandru Papiu Ilarian, Simina de la Colegiul Național Silvania, Teodora de la Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai
Și Antonia, tot de la Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai. Ele sunt tinerele noastre cercetătoare, așa, pentru o jumătate de an cât s-a derulat proiectul, iar astăzi de-a dreptul cercetătoare, care își vor prezenta proiectul. Mai mult decât atât, nu pot să spun despre proiectul vostru, eu nu l-am văzut, ați lucrat cu mentorii. Eu am vrut să păstrez pentru mine surpriza aici la sală, să văd cum s-a lucrat, așa că vă revine pe o misiune grea de a vă prezenta în întregime proiectul, dar cu mintea la faptul că toată sala vă susține și că suntem aici ca să apreciem efortul vostru din acest proiect. Tema noastră de studiu este, cum puteți vedea, impactul urbanizării asupra insectelor polenizatoare. Noi am ales echipajul de entomologie și mai ales această temă, deoarece dorim să tragem un semnal de alarmă asupra dispariției treptate a insectelor polenizatoare din zonele urbane și consecințele catastrofale care vor afecta generațiile viitoare din cauza urbanizării exagerate și a poluării. Orașele se extind întreaga lume, iar urbanizarea este considerată o amenințare globală, deoarece distrug habitatele. Urbanizarea afectează indivizii, speciile și populațiile. Aceasta facilitează invaziile biologice precum muște, țânțari, etc. Fără insecte, viața noastră ar arăta foarte diferit, deoarece acestea polenizează plantele pe care le consumăm zilnic. Insectele sunt parazite sau prădătoare care, prin comportamentul lor alimentar, limitează populații de insecte care dăunează omului. Acestea descompun materia organică. Prin urmare, insectele au un rol fundamental în echilibrul naturii. Împreună am străbătut mai multe zone din oraș pentru a monitoriza activitatea insectelor. Prima zonă în care ne-am oprit a fost zona industrială, unde am străbătut mai multe zone verzi. Surprinzător, am observat prezența a mai multor specii de insecte și mai ales prezența a numeroși fluturi, fluturii fiind cei mai buni detectori ai poluării dintre insecte, ceea ce ne dă speranță. Cea de-a doua parte a fost Parcul Central. Am constatat cu tristețe că numărul polinizatorilor, precum fluturii și albinele, a fost mult mai mic decât cea din zona industrială. Aceștia sunt esențiali pentru menținerea echilibrului ecologic și ca indicator ai calității aerului. Ultima noastră ieșire a fost în parcul din Brădicii pe Mese și unde am constatat că insectele pot fi observate numai în zonele luminate și, bineînțeles, în preajma florilor. Bineînțeles, numărul insectelor a fost mult mai mare datorită condițiilor prielnice, precum prezența plantelor merifere, prezența surselor de apă, lipsa poluării aerului și lipsa poluării fonice. Mai apoi, aici puteți observa câteva imagini din ieșirile noastre pe teren. Este următoarea. Poluarea e mult mai mare în centrul orașului din cauza nopților și poluării fonice, influențând astfel negativ viața insectelor. De asemenea, stropirea cu insecticide la ore neadecvate, bineînțeles, poate avea efecte negative asupra insectelor benefice și poate dăuna sănătății noastre. Deși insectele pot să apară ca o inconveniență în viața noastră cotidiană, au un rol esențial pentru planeta noastră și nu ar trebui să eliminăm să luptăm pentru eliminarea lor, ci pentru protejarea și crearea de spații benefice pentru ele. Așadar, putem ajuta insecte prin gesturi simple, precum crearea grădinilor urbane, adăpătoarelor pentru insecte și hotelurilor pentru insecte. Grădina urbană necesită puțin spațiu și efort pentru crearea ei.
Este necesară plantarea plantelor melifere, precum busuiocul și menta, pentru atragerea insectelor, dar se poate planta aproape orice tip de vegetație. Pentru adăpătoare este nevoie numai de un vas umplut cu apă și obiecte pentru a facilita aterizarea insectelor și se folosesc în zonele aride de vară. Hotelul de insecte este creat cu materiale găsite în mediul înconjurător, precum bețe, pietre, conuri de braț sau tuburi goale, iar acestea le oferă insectelor un spațiu de adăpost la nevoie. Ca și concluzie finală, pentru a crește numărul speciilor de insecte din oraș, este recomandat să creăm spații cu plante variate, să renunțăm la vegetația fragmentată și la aranjamentele ornamentale simple. Într-un oraș defavorizat din punct de vedere vegetativ, nu s-a putut observa o varietate mare de specii. Și una sărăcăcioasă, care este lipsită de principalele minuni ale lumii, care doar ne-ar face un trai mai ușor. Vă mulțumim pentru atenție. Noi am fost echipajul de entomologie. Mulțumim tinerelor din echipajul de entomologie. Este iarăși un domeniu cu un foarte mare impact în viața noastră de zi cu zi, adică la nivelul societății globale vedem tot mai multe preocupări înspre ce înseamnă ecologie, ce înseamnă sănătatea mediului, grija pentru păstrarea unui mediu curat. Așa că preocuparea lor este, sau tematica lor, cercetarea lor este absolut justificată, cu atât mai mult cu cât s-a desfășurat chiar pe mediul în care noi trăim. Un mediu, așa cum am văzut, nu foarte ofertant în zona urbană pentru ce înseamnă în principal insecte. O să apreciem eforturile voastre prin acest certificat de participare, Rebecca Biriș. Felicitări. Simina Miclea, felicitări. Edida Rus, felicitări. Teodora Teșinski, bravo. Antonia Mitrașcă Câmpean, felicitări. Aș vrea să-l aplaudați din tot așa, cu toată puterea voastră, pentru că nu e simplu nici măcar să vorbească în fața voastră. E nevoie de curaj să vii, să stai aici și să vorbești unei săli întregi care zvânează toate intonațiile, toate expresiile, toate greșelile. Deci e nevoie de curaj. Felicitări, fetelor! Și mergem mai departe cu un alt echipaj, cu un alt domeniu de cercetare, și anume echipajul de etnografie, despre care o să ne vorbească doamna care a coordonat, doamna care a fost mentor, doamna Camelia Burghele, de asemenea cercetător științific în cadrul muzeului nostru. Da, imediat. Vă rog. Oare unde sunteți? Echipajul de etnografie, vă rog. Echipajul de etnografie, unde sunteți? Dumnezeule, iar au ieșit la o țigară, cred. Hai, puneți filmul și cred că se organizează ei. Care drup piesa aia de la trupa cargo? Stai să-ți arăt. Asta. Nu? N-are legătură, că știți, sunt vrăjitoare ceva. N-are legătură, că știți, sunt vrăjitoare ceva. Ce sunt zilele astea? Ok, care-i diferența? Ok, care-i diferența? Că sunt zilele sfete frumoase.
că pot îndepărta răul și boala, că pot îndepărta răul și boala, și că tradițiile de vară și cu fertilitatea. Pe ziua lor, în 24 iunie, ziua lor, în 24 iunie. Și totodată, se vârte femeii și petreau, și vreau să facă corăniții din flori de sânzăiere. Acre? Adică grav. Poți rămâne paralizat. Tipul ăsta e incredibil. De aceeași notă de idei, dacă te chestii zilele de nasal, le dai la bășcălie sau faci mișto de ele, le dai la bășcălie. S-ar putea să se spermele pe tine și să rămâi fără de iar totuși, dacă vrei să fii la pace din nou cu ele, trebuie să întotdeauna la pace de sânzuiene și să arăți pe casă pentru că te sânzuiene și să arăți pe casă pentru că te chiar crezi cu coronița mărâșiță. Ce inventivi țărani, mai zi! Păi, în alte sânzuiene, Și vin morți în contact cu oamenii pe pământ, iar cine le pândește le pot afla secretele sau vârfele. Mai știi? Cu un pic de apă. We have a fire! Mi-a zis bunicul meu că pe vremea lui, tot satul s-a dus la foc mare. Existând credința că trecerea prin foc înseamnă purificare. Se spunea și că cei care reușesc să sară peste foc, fără să le cadă coronița, pentru jumătate de sat, focul era pentru jumătate de sat, unele fete culegeau sânziene și făceau coronițe strigând. Du-te soare, vino lună, du-te soare, vino lună, Firoroșu, parafisare, relația omului, cu divinitatea, și lumea nevăzută, în această zi se apucă să danseze. Femeile meritate au o șansă să afle dacă noi tot ce trebuie să facem, o să fim efectiv gătiți.
Păreri despre vremea pe care o avem acum când ar trebui să fie soare. Nu face nimic, stă liniștiți! Speram să și-o trec într-adevăr. Dar eu ce zic prima dată? A cire fă dacă nu erau deschide. A cire fă dacă nu erau deschide. Na. Meow. Да то что ты чешешь пальцы лучше. Spuneați atunci când ne aruncați pe casă. Ce spuneați atunci când ne aruncați pe casă? Nu mai știu ce zicem noi atunci, dar zicem păcare mere mai sus, zicem păcare mere mai sus, corona, ala trăiește mai mai, care a cărbie mai rău, more mai repede. Se aude. Bun.
Bună, eu sunt Bogdan, sunt de la CNS și totul s-a întâmplat în capul meu. Salut, eu sunt Naomi, sunt de la CNS și m-am râs cam pe tot parcursul filmării, dar e ok. Bună, sunt Iasmina de la Voivodul Celor, iar eu am aruncat coronița de sânziene cel mai sus pe casă. Bună, sunt Alex de la Școala de Arte și eu am creat un filmul. Bună, sunt Miruna, am aruncat corința cel mai jos, așa că trebuie să vorbesc ultima și cel mai mult. De asemenea, vrem să mă mai zicem că și noi am avut o sânziană alături de noi, pe Camelia, care ne-a ajutat. Bravo, și eu am o veste bună. Azi dimineața am primit confirmarea de la John Malkovich. Facem un film împreună, yeah! Mulțumim că ați fost atenți la prezentarea noastră și vă mulțumim că ați venit aici și v-ați luat din timp. Sper că v-a plăcut! Da, felicitări! Foarte creativă prezentarea. Felicitări tânărului care a reușit să dea această formă foarte creativă. Sigur, toți sunteți de apreciat, dar cred că ai ajuns la inimile tuturor și la mințile tuturor cu această manieră de prezentare. Și tot așa, o formă de apreciere. Doamna Camelia Burghele, mentorul echipajului. Felicitări! Alexandru Turcu. Alex, bravo! Bogdan Gurău. Felicitări, Bogdan! Miruna Maroti. Felicitări, Miruna, bravo! Naomi Stroia. Bravo! Și Iasmin Araț. Încă o dată, aplauzele voastre, așa, foarte susținute, pentru munca lor, pentru modalitatea în care au ales să o prezintă, pentru bucuria care s-a văzut tot timpul în cercetare, în prezentare. Felicitări din tot sufletul! Și rămâneți aproape de muzeu, că facem împreună lucruri frumoase și cred că toată sala e de acord cu noi. Bravo! Și continuăm cu prezentarea și cu echipajul care a făcut cercetare istorică, pentru că suntem muzeu de istorie și pentru că, sigur, la nivelul instituției noastre avem proiecte de cercetare pe teme legate de istoria mai îndepărtată sau mai apropiată de noi. Mentorul echipajului de istorie este colegul nostru, domnul Marin Pop. Și vreau eu să remarc că acest echipaj are și un profesor coordonator, dacă celelalte echipaje au lucrat doar cu mentorii, pentru că erau voluntari în echipaje, aici avem o doamnă profesoară și ne bucură implicarea dânsei în coordonarea acestui echipaj, respectiv doamna profesoară Laura Chiș, de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu din Șimleul Silvaniei. Bine ați venit în proiectul nostru, pentru că este prima participare a unui liceu din afara Zalăului. Noi vrem să-i aducem, să le dăm șansa și celorlalți să fie alături de noi, să se familiarizeze cu munca noastră și să-și prezinte rezultatele cercetărilor. Marin, ai cuvântul. Vă mulțumesc! Stimați dascăli, pentru că săptămâna viitoare vom aniversa împreună Ziua Mondială a Educației, permiteți-mi să vă urez mult succes în nobila misiune pe care o aveți.
Dragi elevi, istoria este și va rămâne cea mai frumoasă poveste. De ce? Pentru că, iată, ceea ce se întâmplă astăzi aici, mâine va intra în istorie. Împreună am privit cu emoții și în această vară campionatul european de fotbal, Jocurile Olimpice, Paralimpice, unde avem un sălăjan de nădejde pe Alex Bologa, campion olimpic, paralimpic la judo. Dar, din păcate, sub ochii noștri se desfășoară și războaie, iată, și tot sub ochii noștri, de-a lungul celor 30 de ani, 35 de ani de după Revoluție, au dispărut foarte multe întreprinderi. Dacă mergeți acum și căutați întreprinderea Armătura, unde au lucrat părinții și bunicii voștri, vedeți că acolo avem o adevărată Cartagină, fiindcă s-a demolat cu totul, s-a intrat cu plugul, efectiv, ca și în Anticoloraș. Dar noi încercăm să reconstituim această istorie și nu este ușor, pentru că, din păcate, odată cu dispariția lor fizică, au dispărut și arhivele la foarte multe dintre ele. Ele ar fi trebuit să ajungă, istoricul lor, la arhivele din Zalău. Foarte multe au dispărut și atunci, iată, avem această șansă, prin intermediul istoriei orale, de a recupera informații foarte importante de la cei care au lucrat la aceste întreprinderi. Și noi ne-am axat în acest an pe întreprinderea de lactate din Șimleul Silvaniei, care a fost un brand recunoscut nu numai în Sălaș și în România, ci în întreaga Europa, fiindcă marea majoritate a produselor de aici erau trimise la export. Din păcate și a intrat în faliment și o să vedeți că împreună cu echipa deosebită pe care am format-o, poate și subiectiv, fiindcă este liceul la care am terminat și eu, la Șimleu, și colegul Horea Pop, vestitul Colegiu Național, care poartă numele marului nostru înaintea, Simeon Bărnuțiu, și am încercat să descălțim încurcatele ițe ale acestei fabrici. Cum a ajuns să dea faliment dintr-o fabrică atât de renumită. Și echipa cu care am lucrat în acest proiect, împreună cu profesoara Laura Chiș, sunt elevi de clasa 12-a, acum sunt a 12-a, a 11-a, clasa 11 la Colegiul Național Silvania, la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, este Alma, Amelia, Vlad, Antoniu și Bogdan, împreună cu care am realizat interviuri de istorie orală cu cei care au lucrat la această fabrică și o să-i lăsăm în continuare să ne prezinte rezultatul și acestor cercetări, așa cum l-au văzut ei. Bună ziua! Vom începe cu o prezentare generală. Așa, putem începe? Fabrica de lactate a fost înființată în anul 1950 și a fost condusă de un domn pe nume Isaac Voiconi, de origine evreiască. Această fabrică a fost cunoscută în toată Europa datorită produselor care erau fabricate și ea se întindea pe trei secții. Și aveam la Șimleu Silvanii secția mamă, unde se produceau produse frământate, fermentate, brânzeturi, înghețată și veți vedea mai multe pe parcurs. Iar la Jibou și Zalău, acestea erau secții satelit, unde se vândeau doar produse proaspete și telemea și feta. Bună ziua! Eu vă voi vorbi despre cum se furniza materia primă. Materia primă era adusă de la CAP-uri, respectiv de la IAS-uri, în fiecare zi. În fabrică intrau în jur de 110.000 de litri de lapte. Intrau în două ture, în prima tură intrau 70.000 de litri, iar în a doua tură intrau restul de 40.000.
Da, bună ziua! Cât despre produsele finite, în fabrică se producea brânza feta, iaurtul, înghețata, care era foarte renumită. Acestea erau destinate comerțului, comerțului în alte țări precum URSS, Grecia, Turcia, Insulele Canare, cât și Spania. Acestea aveau niște standarde de calitate mult mai ridicate ca și cele din uzul intern, pentru că așa se cerea în străinătate. Acestea aveau un procent de grăsime mult mai ridicat și mult mai natural. Cât despre produsele din uz intern, acestea aveau o calitate mai joasă, materia primă venea din laptele de bivoliță și laptele de vacă, care avea ferme prin tot sălajul, și erau mai puține și cererile foarte mari. O să continuăm cu regimul de muncă. Se lucra non-stop, 24 din 24, în fiecare zi, inclusiv sâmbăta și duminica, pe trei ture. Erau în jur de 400-500 de angajați pe secție și toți aveau o școală profesională. Era un program destul de strict, lucrau 6-7 zile pe săptămână, 48 de ore. După Revoluție, cum volumul de activitate a scăzut și schimburile au scăzut de la 3 la 2, desigur, angajații își luau și concediu și aveau și zile libere, doar că trebuiau să lucreze în plus ore suplimentare pentru zilele libere. Aceștia își petreceau concediul în țară, la mare sau la munte, dar cu ajutorul sindicatului se organizau excursii și 10-15 persoane dintr-o instituție puteau să viziteze o țară cum ar fi Rusia. Fabrica după Revoluție a mai rezistat încă 10 ani pe piață, până când a dat faliment. În acești 10 ani, în prima parte a celor 10 ani, a mai avut destul de materie primă ca să-și poată face producția. După aia a început să-și creeze mai multe datorii și încet, încet a început să se vândă din utilaje și cam mai apoi fabrica să se vândă la licitație. Fabrica a falimentat din cauza desfințării CAP-urilor și IAS-urilor, fiindcă de acolo își luau materia primă și materia primă fiind mai ieftină la CAP-uri și IAS-uri, aceștia ar trebui să-și găsească un furnizor de materie primă care era mult mai scump și aceștia și-au creat datorii foarte multe. Tehnologia totodată era foarte învechită, aceasta nu mai da randamentul care trebuia și concurența care avea o tehnologie mult mai avansată și mai nouă le lua fața. Și în momentele ce urmează o să fie proiectat niște părți din niște interviuri pe care le-au luat persoanele care au lucrat în fabrică. Se fabrica foarte multe produse. În primul rând se fabrica untul export care era singurul din țară care făcea unt export. Se trimiteau la ruși foarte mult. Pormă se fabrica cașcaval, se fabrica tilsituri, se fabrica înghețată, vreo 17 feluri de înghețată, iaurturi, lapte consum, telemea de vacă, telemea de bivoliță, telemea de oaie, se făcea brânză burduf, foarte multă brânză slabă se făcea, se făcea și un fel de cașcaval baști, îi zice, se făcea tilsitul, da, un fel de cașcaval care se ducea la Zalău și se prelucra. Tot din lapte, pentru că se băgau niște forme la... Și se făcea și cazeină, care cazeina tot export se trimitea. Cazeina, un fel, tot din lapte se făcea, se usca, erau niște uscătoare pe abur, se usca, pe urmă s-a îmbalansat și ale mereu și ale export. Se făcea nasturi din ei. Așa am înțeles în perioada aia că se făceau nasturi. În perioada aceea se lucrau, erau 6 zile pe săptămână, deci inclusiv sâmbătă. Erau 48 de ore pe săptămână, acum 40. 48 bătute, da.
și întrei schimbul, după aceea nu m-am mai fost volumul de activitate și s-a tot redus până la două, până la două schimburi și... Na, ce să vă spun, se lucra, deci eram undeva între 400 și 500 de angajați, cu tot cu angajații centrelor de colectare, dar pe secții undeva 400 de persoane. Deci, na, și toată lumea, vreau să spun, dintre cei care erau în secții, ca procesatori, toți aveau școală. Școală de profesionale pe industria alimentară. Noi aveam, trimiteam din cunoștințele mele, deci nu, eu m-am lucrat nu am lucrat niciodată la resurse umane, dar din cunoștințe știam că se trimiteau copii din școală, aveam nevoie de atâția copii, atâta ingineri, de exemplu, sau subingineri, sau maestri la școala de maestri, de exemplu, să făceam galați. Și de obicei, concediile, când vă aveați liber, unde mergeați să ce făceați cu zilele libere? Păi acum, știu cum suntem noi în zonă, deci nu pot zice că am fost undeva într-o stațiune sau ceva, dar am fost, când am fost excursii, și am făcut excursii și chiar cu alte fabrici, deci cu Matu, cu Avatorul, și se organizau. Deci, era pentru noi, era bine. Mulțumim pentru atenție! Da, tehnica ne-a dus un pic mai repede decât trebuia la următoarea prezentare. Felicitări tinerilor din echipajul de istorie. Ce ați văzut voi e o metodologie specifică cercetării istorice, istorie recente, cu interviuri de istorie orală. Cei care veți alege cariera asta de istoric, veți face și acest gen de muncă, interviuri cu oamenii pe diferite teme. Începem prin a-i acorda doamnei profesoare Laura Chiș certificatul de participare. Doamna profesoară care a spus că i-a plăcut și că vine și anul viitor și mizăm pe acest lucru. Mulțumim, doamna profesoară. Colegului meu, Marin Pop, mentorul echipajului. Bravo, Marin! Alma Sârbe, oare am citit bine? E corect. Felicitări! Amelia Ghiran, felicitări, Amelia, bravo! Antonio Chiș, bravo! Vlad Junjan, bravo Vlad, felicitări! Și Bogdan Zaha, felicitări Bogdan! Încă o dată aprecieri pentru tot echipajul, bine ați venit în proiectul nostru, vă așteptăm și anul viitor, probabil nu veți fi neapărat voi, vor fi alții, dar e important că am reușit să aflăm unii de ceilalți și cred eu că vom găsi și alte subiecte la fel de interesante care să documenteze istoria locală. E important ce ați făcut pentru că lucrurile astea voi nu le mai știați, nu aveți de unde să le aflați neapărat, dar uite, prin aceste consemnări, prin aceste cercetări, investigații, putem să le transmitem, să le aflăm și să le transmitem și mai departe. Mulțumim! Și ajungem la ultimul, dar nu cel din urmă, echipaj, într-un domeniu la fel de fascinant, poate cu mai multă dinamică, ca să spun așa, și anume la echipajul de restaurare. Noi ne-am dorit să avem și am avut și în anii precedenți. Văd tinerii cu emoție, nu trebuie să aibă emoții. O invit pe doamna, pe colega noastră, doamna Teodora Jugrăstan, cea care a fost mentorul echipajului de restaurare și care a avut, din câte știu eu, din raporteri, multe întâlniri cu tinerii din echipaj, acolo, în locul în care se întâmplă. Dora, te rog. Bună ziua, dragii mei! Mă bucur să vă întâlnesc și să prezentăm publicului o parte foarte importantă din activitatea unui muzeu. Mai puțin cunoscută, mult mai puțin cunoscută, este vorba de restaurare și laboratorul de restaurare. Din nefericire, timpurile, vremurile lasă urme asupra tuturor, oameni sau obiecte. De cele mai multe ori, în cazul pieselor, obiectelor de
patrimoniu, aceste transformări pot fi irreversibile. Este la îndemâna restauratorilor și a laboratoarelor de restaurare să dea o viață nouă, sigură, acestor obiecte. Pentru noi a fost o călătorie experiment, care a început în luna martie, odată cu familiarizarea membrilor echipajului cu laboratorul de restaurare, cu aparatura din laborator și cu materialele utilizate. A urmat apoi constituirea unei mici colecții din obiecte adunate de către copii, obiecte asupra cărora timpul și-a lăsat foarte mult amprenta. Challenge-ul acestor întâlniri a fost restaurarea acestor obiecte și aducerea lor într-o formă sigură care să poată fi prezentată publicului. Sunt obiecte de diferite facturi, începând de la o colecție de monede, din diverse perioade ale istoriei, istoria recentă. Avem un vas de gătit din fontă, destul de rar, care se punea pe foc, nu pe plită, pe vatra unui foc. Un aparat de măcinat, mirodenii, care după restaurare și-a schimbat complet aspectul, se vede inclusiv marca atelierului care l-a realizat. Fierul de călcat, voșorlău sau ticlază este extrem de familiar multora și niște platouri realizate în întreprinderile probabil locale. Pentru a realiza această restaurare a fost nevoie nu numai de aparatură, ci și substanțe, ci și de cunoștințe din diverse domenii. Istorie, dar și fizică sau chimie, pentru că s-au preparat soluții, sau mecanică, abilități mecanice este nevoie pentru a utiliza aparatura. Dar de asemenea este nevoie de multă răbdare, multă perseverență, multă atenție și m-am bucurat foarte tare să descoper aceste calități în rândurile unor elevi. Gata să pună mâna, pentru că ei au realizat de la început până la sfârșit restaurarea acestor obiecte. Îi felicit din tot sufletul și mă bucur foarte tare că i-am întâlnit. Îi rog să se prezinte și să vină în fața dumneavoastră. Bună ziua! Mă numesc Zaharia Mihai de la Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian, din clasa 11F. Eu am ales să vin la restaurare pentru că am vrut să experimentez lucruri noi. Atât. Bună, sunt Raisa, sunt clasa 10-a la CNS și am venit în echipajul de restaurare pentru că sunt pasionată de chimie și fizică. Bună, sunt Diana. Sunt elevă în clasa 11-a F la Liceul Pedagogic Greșincai și am decis să iau parte în acest proiect pentru că sunt foarte pasionată de istorie și doresc să fiu arheolog când cresc și cred că experiența pe care am dobândit-o în lunile astea o să mă ajute foarte mult în viitor. Bună ziua, mă numesc Larisa, sunt în clasa 10-a, sunt de la Voivodul Gelu. Mi-am dorit să mă înscriu în grupul de restaurare pentru că mi-am dorit de mică să fac voluntariat și tot ce pot să vă spun este că recomand experiența asta fiecăruia dintre voi. Bună ziua, eu sunt Matei, vin de la Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian din clasa 11F. Am decis să fac parte din echipajul de restaurare din cadrul Muzeului Județean pentru că îmi place să aduc obiectelor vechi o nouă viață. Ce vreau să vă spun e că nu numai că au lucrat împreună, s-au și împrietenit și cred că va fi începutul unei frumoase prietenii de acum înainte, pe viață. Lumea din spatele ușilor închise, restaurare și restauratori. Demersul nostru are ca scop prezentarea în fața publicului și a colegilor noștri a unei părți importante din activitatea muzeului,
mai puțin cunoscută publicului, dar prezentă în fiecare piesă expusă, restaurarea și laboratorul de restaurare. Reconstituirea unor universuri și lumi pierdute, aducerea și păstrarea în contemporaneitate a unor fapte de viață și de civilizație se datorează și muncii asidue și constatate a specialiștilor din acest domeniu. Complexe îndelungate, minuțioase și de alte ori costisitoare. De restaurare asigură obiectului de altă dată, martorul unor vremuri apuse, devenind piesă de muzeu, o esență sigură și îndelungată. Restaurarea este intervenția completă realizată cu mijloace adecvate asupra unui bun cultural cu scopul de a stopa procesele de deteriorare, de asemenea, de a păstra cât mai mult posibil din original și din semnificația inițială la obiectului asupra căruia se intervine. Actul de restaurare nu își propune să creeze un bun cultural mobil nou. Urmărește să aducă bunul cultural la o stare, la un aspect pe care să transmită cât mai complex funcția acesteia. Restaurarea reprezintă intervenția asupra unui obiect cu scopul de a-l aduce cât mai aproape de starea lui originală. Spre deosebire de alte tipuri de materiale, angronice, ceramică, piatră, aliajele metalice sunt unele dintre cele mai susceptibile la acțiunea mediului înconjurător și reacționează semnificativ la cele mai mici schimbări de temperatură sau umiditate. Obiectele din metal sunt supuse coroziunii, adică interacționează cu mediul ambiental și se oxidează, trecând din stare metalică în stare ionică. Prin urmare, ruginirea fierului sau coclierea cuprului sunt expresii uzuale intrate în limbajul comun care definesc oxidarea acestor metale, fier sau cupru și aliajele sale. Produsii de coroziune sunt cei care se dezvoltă la suprafața metalului. Procesul de degradare pornește dinspre suprafață spre interiorul obiectului. În paralel cu avansarea procesului de coroziune, obiectele își modifică proprietățile mecanice, fizice, chimice. Dacă inițial transformările nu sunt sesizabile, ulterior acestea se pot constata și cu ochiul liber. Modificări de culoare și rugozitate a suprafeței, deplasarea suprafeței originale datorită stratului de produși de coroziune, aderenți formate, apariția de fisuri, desprinderea de material. Există situații speciale când produsii de coroziune rezultați sunt compacți, aderenți, constituie așa numită piatră nobilă, care conferă stabilitate, autenticitate și oferă un efect estetic crescut. Etapele restaurării. Metodologia de lucru este impusă încă de la început de starea inițială a obiectului, de natura și de caracteristicile individuale ale acestuia. Înainte de începerea operațiunilor de restaurare, obiectul este analizat din punct de vedere fizic, chimic, biologic, rezultatele fiind consemnate în detaliu în fișa de restaurare, împreună cu documentația fotografică, care vor face parte din dosarul de restaurare. În cadrul procesului de restaurare, trebuie respectate următoarele principii care îi conferă fundamentul științific. Primul, non nocere, expres în limba latină, care înseamnă, în primul rând, nu face rău și se referă la faptul că nicio intervenție nu trebuie să înlăture, să diminueze, să falsifice părți ale obiectului. Compatibilitatea materialelor, adică utilizarea pe parcursul restaurării a unor materiale similare celor originale sau, dacă acest lucru nu este posibil, acestea să aibă proprietăți fizico-mecanice cât mai apropiate celor originale. Utilizarea unor substanțe, materiale, care au fost testate, experimentate, în condiții controlate, suficient de rigoroase pentru a fi concludente în determinarea incompatibilităților și efectelor secundare. Reversibilitatea materialelor. Materialele utilizate trebuie să poată fi înlăturate ulterior, fără a afecta starea obiectului. Lezibilitatea intervențiilor. Toate intervențiile asupra obiectului, din punctul de vedere al naturii poziționării, completării, să se poată observa prin examinare directă. Restaurarea se oprește unde începe ipoteza. În cadrul unor situații cu piese care prezintă lipsuri de material suport, nu se vor face completări dacă lipsește mai mult de 50% din original. Urmărirea evoluției stării obiectului restaurat prin efectuarea de controle periodice. Spațiul în care va fi păstrat bunul cultural restaurat trebuie să respecte normele în vigoare și să fie stabil din punct de vedere al microclimatului. Coroborarea rezultatelor cercetării bunului cultural cu stăpânirea metodelor de restaurare pot fi garanția unei intervenții optime.
Spiritul de observație, discernământul, dexteritatea manuală, simțul artistic, stăpânirea în egală măsură a cunoștințelor de factură umană, artistică și a celor de natură științifică, tehnică, definesc restauratorul actual. Piesele restaurate. Piesele prezentate astăzi fac parte din istoria mai mult sau mai puțin recentă a comunității de unde venim. O mică colecție de monede moderne, atât din România, cât și din țările fostului bloc comunist. O râșniță de mirodenii pe care am găsit-o în podul bunicilor, o spadă de fier poate fi interesantă pentru pe specialiști, un fier de călcat, poșorlău sau ticlăzău, foarte prezent în multe decoruri vintage de astăzi, un vas de gătit din fontă și două platouri realizate artizanal în vechile întreprinderi socialiste. Peste toate aceste piese, chiar dacă nu sunt de factură arheologică, trecerea timpului și-a lăsat semnificativ amprenta. Acest lucru se evaluează printr-o examinare atentă, atât macroscopic cât și cu ajutorul instrumentelor optice, lupa. Monedele și-au pierdut strălucirea datorită trecerii timpului și a utilizării, iar suprafața lor a fost acoperită cu un strat de produs de coroziune specifice aliajului din care sunt realizate. Râșnița de mirodenii, realizată din fier și cu componente din bronz și lemn, este acoperită în întregime cu produși de coroziune specifici fierului, rugina, fiind evidente și urmele utilizării delungate. Fierul de călcat realizat din fontă are suprafața acoperită în întregime de produși de coroziune specifici fierului, iar în interior se găsesc urme de depuneri. Spada din fier, datorită coroziunii, are importante lisuri din suprafața lamei în zona tăișului. Vas de gătit, realizat din fontă, prezintă urme semnificative de uzură datorate utilizării, suprafața acestuia fiind acoperită atât cu produși de coroziune, precum și cu depuneri vulgare datorită utilizării. Platouri decorative, realizate din aliaj comun, decorate, au suprafața acoperită mai mult cu depuneri vulgare, praf, murdărie, provenind din mediul în care au fost păstrate. Restaurarea acestor piese a avut ca scop aducerea lor într-o formă cât mai apropiată de cea originală. Procesul de restaurare este individualizat, specific fiecarei piese în parte, în funcție de materialul suport al piesei și de starea de conservare a fiecăreia. Procesul de restaurare reprezintă un mix de procedee mecanice, fizice și chimice. Metodele mecanice presupun utilizarea unor dispozitive abrazive de diferite durități pentru îndepărtarea depunerilor vulgare și a produșilor de coroziune. Tratamentele chimice vizează îndepărtarea chimică a produșilor de coroziune, neutralizarea și stabilizarea suprafețelor pieselor acestora. Toate aceste procedee sunt repetitive, se realizează gradual în funcție de situația existentă. Fiecare etapă a procesului de restaurare este consemnată și documentată fotografic în jurnalele de restaurare și în fișele de restaurare. Provocările noastre au fost multiple și inedite. Prepararea soluțiilor pentru tratamentul chimic aplicat, utilizarea eficientă a instrumentarului, folosirea obligatorie a echipajului de protecție, halate, mănuși, măști, ochelari și, bineînțeles, documentarea fotografică a fiecărei etape. Rezultatele eforturilor noastre se găsesc în fața dumneavoastră, ca o invitație la alt mod de a privi și înțelege patrimonial. Bun, felicitări echipajului de restaurare și certificatele de participare. Doamna Jugrăstan, colega noastră, Diana Racolța, bravo Diana, felicitări, Larisa Ghiuruțan, felicitări Larisa, Matei Zaharia, bravo, Mihai Zaharia, felicitări, și Raisa Sabov, bravo Raisa. Este mai tehnică munca lor, dar este important că au descoperit un domeniu atât de fascinant. Mulțumim! Și pentru că ne dorim să continuăm acest proiect și pentru că ne dorim să avem susținerea instituțiilor școlare, îl avem astăzi prezent, așa cum vă spuneam la început, pe domnul inspector general Gheorghe Bancea, care ne va spune dacă ne va susține în continuare. Da, vă mulțumesc, doamnă manager. Bună ziua tuturor. Mă bucur că
am avut prilejul să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Într-adevăr, noi dascălii trebuie să fim garanții unor astfel de activități și să ieșim din cotidianul sălii de clasă pentru a facilita elevilor noștri și alte experiențe, cum este cea de astăzi, și cred că pentru voi, dragi elevi, a fost o experiență extraordinară. Sigur că Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău este o instituție care aproape de fiecare dată a fost alături de noi, de școală, de elevi, de cadrele didactice, și atunci și nouă ne rămâne să răspundem pozitiv de fiecare dată. Nu se poate progres în societate fără educație și fără cultură. Sigur, cultura cuprinde și partea de cercetare științifică. Ați observat că pe lângă noțiunile teoretice pe care poate noi de multe ori le transmitem în sala de clasă, cercetarea științifică este mult mai amplă, mult mai complexă. Necesită mult mai mult timp, mult mai mult aplecare asupra problemelor. Iar societatea umană n-a progresat așa de pe o zi pe alta fără să existe preocupări ale multor oameni în diverse domenii. Ultimii 300 de ani cred că au fost cei mai fructuoși în ceea ce înseamnă progresul științei și tehnicii. Și cred că și viitorul va fi la fel dacă, dar nu dacă, cu siguranță, urmașii noștri se vor apleca cu multă pricepere asupra acestor domenii. Vă felicit și vă asigurăm că vom fi alături de dumneavoastră. Mult succes! Și pentru că ați fost alături de noi, aveți și dumneavoastră astăzi un certificat de participare. Măcar așa, ca și garanția faptului că ați petrecut o zi, sau mă rog, o parte din zi alături de noi. Mulțumim și noi, domnule inspector general, și sigur, eu știu că veniți și la celelalte evenimente ale noastre pentru că sunteți un prieten foarte prezent și foarte mare susținător al activităților noastre. Mulțumim! Și pentru că am avut și tineri care s-au implicat nu doar în echipajele de cercetare, ci și în partea de organizare a acestui eveniment, da, mă simțeam destul de neajutorată, e momentul și e important să recunoaștem, să apreciem implicarea lor în organizarea evenimentului. Sigur, ei sunt voluntarii noștri, voluntarii muzeului, care sunt prezenți aproape, cred că la aproape toate evenimentele, așa că și astăzi îmi fac datoria să le ofer o formă de apreciere a implicării lor și a susținerii activităților muzeului. Cătălina Bârsan. Hai, Cătălina! Mulțumim, Cătălina, și sper că ne rămâi aproape. Răzvan Alba. Răzvan, felicitări, Răzvan, mulțumim pentru implicare. Ana Moldovan. La fel, mulțumim, Ana, și ținem sau țineți aproape. David Socaci. Mulțumim, David. Denisa Kelemen. Tu ești Denisa, ok, și mai avem, mulțumim, Denisa, Mara Horvat, Mara, mulțumim, Mara, și Ana Maria Vscan, mulțumim, Ana Maria, sunt figuri foarte familiare pentru mine, pentru că îi văd periodic, cel puțin vinerea, știu eu că e zi de întâlnire cu voluntarii și îi văd în apropierea sau în muzeu sau în proximitatea muzeului. Mulțumim tinerilor, pentru că timpul este... Puteți să luați loc în sală? Da. Pentru că timpul este înaintat, o să trimitem diplomele pentru domnii directori care au permis sau care au achiesat la propunerea noastră de a fi voi astăzi aici. O să trimitem diplomele domnilor directori și domnilor profesori implicați în eveniment sau care au facilitat prezența tinerilor a voastră la eveniment.
Mulțumim că ați fost astăzi aici. Sper, am auzit, cel puțin am o singură speranță. Am auzit o tânără care a spus că vrea să studieze arheologia. Colegii mei arheologi deja îi văd acolo în spate zâmbind, foarte satisfăcuți, încă unul câștigat pentru cauză. Eu sunt convinsă că vor fi mai mulți, s-a spus și istorie, deci vor fi mai mulți. Asta înseamnă că puțin din cât reușim noi să facem are în durata lungă un impact benefic asupra tinerilor.